Dom'le, vine femei în România și ei vor următoarele și o să le avem acum pe ecran ca să le vedem. Ei vor în felul următor, cei de la Fondul Monetar Internațional. Vă contrazic un pic. Femeiul nu are dreptul să vrea. Ok, eu citesc ce vor ei și o să viziunea lor. Viziunea lor e așa, eliminarea facilităților fiscale, reducerea pragului pentru IMM-uri, impozit progresiv, taxă pe carbon în transporturi și construcții, accize suplimentare pe combustibilii fosili, creșterea impozitării proprietăților. Dacă astea s-ar întâmpla, asta ar însemna bani scoși din buzunar oamenilor mult mai mult și scăderea puterii de cumpărare. Se va întâmpla asta sau nu se va întâmpla asta, domnul Tudose? Că vine femeie, probabil că vine. Ei fac aceste vizite de curtoazie în fiecare an. Și eu când am prim-ministru, i-am avut, am fost contemporan cu prezența lor la mine în birou. Mi-au spus viziunea, mi-au spus că niciun caz, după analiza lor, nu o să ne închidem cu acel deficit. Eu spuneam că facem sub 3, ei spuneau că facem 4,5. Da, avem 7. Erau alt context, da. Și acum eu cred că puteam să avem și 9. Și o să vă explic de ce. Eu atunci le-am spus foarte clar că bugetul se va închide cu deficitul sub 3 și că dacă ei ies cu altă opinie, dau în judecată pentru manipulare de piață. Indici bursieri, rating de țară, da. Am făcut public și la noastră în emisiune, în studio am spus acest lucru. Adică nu suntem în acord cu femeiul, nu suntem în zona aia. Doi, că avem deficitul mare. În mod normal, cred că am putea să-l ducem și la 10. De ce? Fiindcă este prima dată când avem un deficit care se duce în investiții. Apropo de declarația domnului acela de dinainte cu PNL-ul, nu domnul Fluturi, înaintea domnului Fluturi. Domnul Roman, dacă ați citat cum îl cheamă. Nu știu, cum ziceți dumneavoastră că îl cheamă. Că domnule, avem deficit cât casa. Da, avem 8% din PIB pe investiții. Nicio țară nu s-a dezvoltat fără acest șoc financiar. Începând de la America, trecând prin Germania, prin ce vezi dumneavoastră. Și sunt țări care au deficitul de 4 ori cât noi. Bun, deci dumneavoastră spuneți că vine de curtoazie ca să ceară chestiile astea. Da, vin pur și simplu, trebuie să aibă... Dacă spuneți că nu trebuie se vor aibă și o temă. Trebuie să aibă și o temă. Anumite chestii sunt. De unde va fi creștere? Vin în vacanță în România? Sau pot să... Au și un plan de... Da. De vacanțe, poftim, da. Că nu le-am cerut noi să vină, nu. Ok, dau niște sfaturi, în regulă. În primul rând, a început și va trebui să continue gradul de colectare. Adică să luăm și noi măcar 95-96% din TVA înapoi. Să 96%? Da, păi acolo... Păi de unde plecăm? Plecăm de la minus acum, practic. Și atunci? Am înțeles, trebuie să-mi fac o țintă, măcar să fiu și eu la media europeană. Dați domnului Boloș, adică... Dacă aduceți până de acum... I-ați dat-o domnului Boloș, țintă asta? Nu. Păi nu la dânsul e cu colectarea? Cum a luat-o, trebuie să fie digitalizarea introdusă și atunci lucrurile devin mai păi simple. Și impozitul progresiv, știți că nu se poate face până când nu vei avea exact, digitalizarea integral. Digitalizarea este cheia la tot și înțeleg că e pe drumul cel bun. Că nu s-a făcut, că n-a fost România pregătită, am înțeles. Știți, nimic nu-i pregătit. Da, pe mine nu mă îngrijorează neapărat vizita asta femeiului, cum spuneți și noastră, că într-adevăr au mai fost în ultima vreme de când nu suntem sub acord, n-a mai avut consecințe dramatice. Mă îngrijorează însă că merge pe tăcute o negociere care cred că ne va arde rău și despre care nu v-am auzit vorbind pe cei care vă pricepeți la statutul de țară al României în relația cu organisme europene, cea cu OECD. Că acum marele nostru obiectiv este OECD. Acum vrem la OECD. Și vrem la OECD. N-ați aflat că suntem pe drumul cel bun? Sau cum? Am aflat că suntem pe un drum cu multe obstacole. Și unele dintre obstacolele astea ar putea să ne usture în anii viitori și cred că ar fi responsabil din partea celor care negociază să ne spună și nouă. Nu de pildă, fi. Dacă domnul, vom mai avea să vă asigur, acces la resursele de hidrocarburi ce care nu asigur, sunt încă în producție acum. Nu va fi o negociere gen PNRR. Păi și cum ne asigurăm noi dacă nimeni nu vorbește despre păi cum merge vorbim, negocierea? Păi o să vorbim, că deocamdată nu vorbim în păi pare că aflăm, nu? Vom afla la sfârșit. Ok. Nu, acum, iertați-mă. Dumneavoastră vreți să veni la televizor acum, la televizorul culor, la Antena 3 și de față cu dumneavoastră vă spun, domnule, uite că acum negociem. Uite nu, unde suntem. Să-mi spuneți ce ni se impune și ce România nu va accepta. Asta puteți să ne spuneți. Nici asta nu vă pot spune așa. De pildă, puteți să-mi spuneți dacă România va accepta, va accepta România să nu mai deschidă păi nicio exploatare petrolieră în afară de cele care sunt în producție nu, acum, cum cere OECD? Nu există așa ceva. Păi vedeți? Nu există așa ceva. Păi vedeți? Okay. Uitați-o. Bun. Ba, cum să face? Că nu mai exploatăm și nu mai exploatăm petrolul cu găleata, vă sunt pe câmp. Că
trecem la alt nivel de combatere a poluării excesive în domeniul gazelor de mină, gazelor de la exploatările petroliere, este altceva. Eu nu vreau să ne mai trezim ca la acordul de aderare la Uniunea Europeană, că o știți absolut, foarte bine, făcut corect. Pe repede și de-aia fermierii români au avut cea mai mică subvenție din Uniunea Europeană, de-aia am avut cote de lapte multă vreme și așa mai departe.